motivul întâlnirii este descoperirea unei nevoi a pieței privind lipsa de înțelegere în integralitatea conceptelor legate de protecția banilor, siguranță, investiții, pensii, sănătate și așa mai departe. Ok. Și aș vrea să te întreb cum vezi rezolvarea acestei situații cu care în principiu ne confruntăm de 30 de ani. Așa e, și omenirea se confruntă de foarte mulți ani cu nevoia asta, poate la noi e un pic mai de mai puțin timp. În primul rând, e nevoie de o educație continuă și cred că în al doilea rând și poate cel mai important, e modul în care noi ajungem să livrăm informația asta din perspectiva faptului că întotdeauna se consideră despre domeniul financiar că e unul mai rece, că informațiile nu sunt înțelese, că nu știm cum să apreciem un randament, la ce să ne raportăm, dacă acel randament e bun sau se poate și mai bine, și cred că ăsta e cel mai important lucru. Trebuie să fie un pic mai simplu. Știi, noi trăim vremuri în care acceptăm cu multă ușurință un consultant în alăptare, dar nu ne gândim că pe termen lung poate rolul unui consultant care a adunat ani de zile expertiză și a învățat foarte mult poate să fie mai valoros decât dacă ne apucăm noi să facem asta. Asta e esența, să ne planificăm, să avem obiectivele foarte clare în minte. Există o bancă în România care la un moment dat a făcut, dezvoltat un concept de școala de bani, dacă mi-amintesc eu bine. Și obiectivul a fost, cred că, rezolvarea unei carențe educaționale a cetățenilor români. Vreau să întreb dacă voi aveți un proiect coerent sau dacă tu ai un proiect coerent în ceea ce privește ieșirea din zona asta necunoscutului, a necunoașterii, și de aici vine și frica din neștiință și din necunoaștere. Și faptul că mi-e frică, dar nu știu că mi-e frică, dar reacționez ca atare, generează un comportament. Comportament care se vede în societate și care se vede în jurul nostru. Așa e, și în plan personal am un astfel de proiect și tot ceea ce fac cu ajutorul consultanților merge în direcția asta. Avem o călătorie împreună și ne instruim și livrăm informație cel puțin o dată pe an. Eu am un proiect personal legat de educație financiară unde clienții se întâlnesc cu noi, discutăm despre ce fac piețele de capital, ei primesc de asemenea niște rapoarte pe care le pot citi, care sunt scrise așa într-un limbaj foarte ușor de înțeles, și ăsta e scopul, să fim azi un pic mai instruiți decât ieri. Începând de săptămâna viitoare, în cadrul emisiunii noastre, vom avea o rubrică în care vreau să știu ce îți propui. Eu îmi propun să creștem nivelul de, în primul rând, de conștientizare, pentru că vorbim despre, nu poate să spună nimeni că pe termen lung se gândește atât de mult la obiectivele de, eu știu, în 2024 nu ne gândim ce o să fie în 2050, cu siguranță, sau, mă rog, poate ne trec din când în când, avem câteva idei, dar nu știm noi, nu facem exercițiul ăsta de imaginație, astfel încât la 20 de ani să ne imaginăm la 30 sau la 40 din perspectiva banilor. Poate de multe ori ne gândim că am vrea să fim mai bogați, dar îmi propun să oferim lucruri practice despre cum pot să fie oamenii în control cu banii lor. Dă-ne câteva titluri de, sau subiecte pe care le vei aborda cu consecvență și perseverență în cadrul emisiunii. În primul rând îmi doresc să fac acest concept cât se poate de cunoscut și îmi doresc să pun, să așez lucrurile în sertarele potrivite. Nici o destinație majoră așa nu se întâmplă doar că te-ai trezit acolo într-o dimineață. Să-i ajut pe oameni și să, așa, pe calea undelor să-i luăm de mânuță virtual și să le explicăm
ce ar trebui să facă pentru călătoria asta în viață, pentru a fi sigur din punct de vedere financiar? Vor fi lucruri care vor consta în tipsuri legate de cum să-și administreze cheltuielile. Unele subiecte vor fi legate de cum se face o planificare bună din perspectiva banilor. Ce pași intermediari ar trebui să faci atunci când călătoria e foarte mare sau când obiectivele sunt mari? Cum să lucrezi cu timpul, da? Cum să comprim timpul? Cum să primești informații utile la momentul potrivit? În genul ăsta, lucruri practice vreau să facem, asta îmi propun. Dacă ai o idee pentru prima ediție, adică despre ce o să vorbim, în așa fel încât să știe oamenii ce o să vadă săptămâna viitoare. Da, îmi propun să începem cu a face niște reformulări în privința modului în care ne construim relația cu banii. Da? Deci să zicem că vor fi niște idei legate de cum să ne schimbăm perspectiva atunci când avem o limitare legată de faptul că eu nu pot să economisez bani sau eu nu o să fiu bogat niciodată pentru că. Da? Deci o să vreau să ne uităm la bani din perspectiva asta. Am o relație care e așa cum e, în definitiv, atunci când suntem într-un anume pas, suntem suma deciziilor noastre conștiente și inconștiente. Și îmi propun să-i ajut pe oameni să schimbăm perspectivele dacă ele nu îi ajută. Și dacă oamenii au întrebări la care poate noi nu răspundem sau nu mergem în suficientă profunzime, unde te pot adresa pentru ca să știm poate săptămâna viitoare la ce întrebări să răspundem? Sunt foarte rapidă în comunicare și răspund întotdeauna și cred că ar fi o idee foarte bună să îmi scrie pe WhatsApp 0757-048-540 și... Răspund. Și poate și pe Messenger, pe pagina de Facebook. Cum te găsește lumea pe Facebook? Cristina Chiariu. Ok. Ideea este ca ei să-ți scrie dacă au întrebări și noi să răspundem într-o ediție următoare. Sigur. Corect? Foarte bine, da. Mult succes! Mulțumesc!